Domnișoarelor, domnilor, care ați mai rămas, nu plecați, că e o lansare importantă. Este vorba despre un mare scriitor în viață. Noi toți sperăm să ia premiul Nobel pentru literatură. El ne-a spus să nu sperați așa ceva până când nu se întâmplă ceva de bine între Israel și Palestina. Deci cum nu o să se întâmple prea curând, eu nu o să iau premiul Nobel în viața asta. Este vorba despre Amos Oz, marele scriitor israelian, căruia i-am dedicat o serie de autori, i-am dedicat peste 15 titluri în seria de autori și iată acum volumul lui nou, publicat în 2017, care conține 3 eseuri, readuc în discuție un subiect sensibil și anume cel al fanatismului, în care Amos Oz declară cu mult umor în acest volum că este doctor, nu numai în fanatism, în fanatism, ci, spune el, în fanatism comparat. Frații mei, chiar la această ultimă lansare, e mai bun microfonul acesta. Sunt de la dreapta la stânga Ioana Petridan, traducătoare emerită din ebraică în limba română. Ea a tradus până acum câte cărți de Amos Oz? Întrebare capcană. Nu știu. Da. Peste 5 titluri, nu? Peste 5 titluri din Amos Oz și titluri foarte grele. În stânga mea se află profesor, doctor și mare scriitor în viață, Andrei Cornea, și alături de el, jurnalistul cultural care vă este și istoric, care vă este bine cunoscut, Marian Voicu. Traducerea acestui volum din eseistica lui Amos Oz i-o datorăm lui Gheorghe Miletineanu. Permiteți-mi ca să dau startul discuției noastre cu un citat din noul volum despre fanatism, care, bineînțeles, se numește ironic Dragi fanatici, și anume din primul eseu, Fanaticul e un semn al exclamării ambulant. E mai bine ca lupta împotriva fanatismului să nu se manifeste prin opunerea unui semn al exclamării contrar. Confruntarea cu fanatismul nu înseamnă exterminarea tuturor acestor fanatici, ci, poate, un tratament precaut al micului fanatic care se ascunde, mai mult sau mai puțin, în sufletul foarte multora dintre noi. Asta înseamnă și să ridiculizăm puțin semnele de exclamare din noi și să ne cultivăm curiozitatea și să încercăm să aruncăm o privire din când în când, nu numai pe fereastra vecinului, dar mai ales să aruncăm o privire asupra realității, așa cum se vede ea prin fereastra vecinului, o realitate care în mod necesar e diferită de cea care se vede prin fereastra noastră. Pornind de la acest citat, începem dezbaterea noastră și permiteți-mi să-i dau cuvântul lui Andrei Cornea. Mulțumesc foarte mult!